Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiarnă cu zece coarne și șapte capete. Pe coarne avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiara. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în Cartea Vieții Mierului, care a fost înjunghiat. Cine are urechi, să audă Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Data trecută am identificat, zic eu, destul de clar, cu Scriptura și din Scriptură, nu din imaginațiile noastre, cine e această fiară. Am zis că această fiară reprezintă totalitatea și deplinătatea împăraților și autorităților acestei lumi care îi se împotrivesc lui Dumnezeu și Domnului Isus, și îi persecută pe credincioși. Îi persecută pe cei ce îi sunt loiali lui Dumnezeu. Credincios nu înseamnă doar să ai credință, înseamnă să fii loial. Și fiara asta, am zis că a fost biruită de Hristos la cruce. La cruce, Hristos i-a făcut o rană de moarte, i-a dat o lovitură mortală acestei fiare. Și am zis că fiara trebuie privită ca întreg. Nu ne focusăm doar pe acel cap rănit de moarte. Pasajul se focusează pe fiară ca întreg. Ea e fiara cu rană de moarte. Dar rana ei a fost vindecată, vedem după aia. Adică mai e lăsată să trăiască puțină vreme. Asta am citit și în Apocalipsa capitolul 12. Satana mai are puțină vreme. Ferice de voi cei care locuiți în ceruri, credincioșilor, dar vai de voi pământ și mare. Că satana știe că mai are puține vreme. Iar în această vreme satana îi înșală pe cei nemântuiți. Deci locuitorii cerului n-au de ce să se mai teamă de șarpe, de satan. Locuitorii pământului trebuie să se teamă. Pentru că satana e cuprins de o mânie mare. Și caută să-i înșele pe toți. Și asta și va face. Și abia la a doua venire a lui Mesia, Hristos îl va nimici de tot. Deocamdată i s-a mai dat puțină vreme. Și atunci va fi nimicită de tot și fiara asta, bineînțeles. Nu va mai exista, va fi aruncată în iazul de foc. Vom citi mai încolo în cartea Apocalipsa. Deci fiara a fost biruită la cruce, Hristos i-a dat o lovitură mortală, dar tot Hristos i-a mai dat puțină vreme. Iar această puțină vreme care îi se mai dă sunt acești trei ani jumate simbolici, aceste 42 de luni, pe care îi găsim și în Apocalipsa 11, și 12, și 13, care reprezintă toată această perioadă a bisericii. Timp în care satana, prin această fiară, prin imperiile și autoritățile lumii acesteia, îi persecută pe credincioși și înșală întreaga lume. Astea sunt lucrările lui principale. Și asta avem descris aici pe scurt printr-un limbaj simbolic. Astea sunt acțiunile și preocupările acestei fiare împuternicite de satana în tot veacul acesta. Și am putea trece imediat mai departe. Imaginea asta mare o poate înțelege orice creștin. Nu e nimic greu de înțeles. Dar o să trecem acum prin pasaj, verset cu verset, ca să lămurim și anumite detalii. Lucru cel mai important de reținut, pe care vreau să-l țineți minte încă de la început și care iese clar în evidență, e că fiara asta nu face nimic fără voia lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Dumnezeu e suveran. El este cel care îi dă această autoritate. Noi când citim acest pasaj nu ne speriem, au, o fiara, fiara! Nu! Noi știm că Dumnezeu e suveran. I s-a dat o gură care să stea vorbe mari și hule, și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, și i s-a dat stăpânire. Dumnezeu e suveran. El îi dă această autoritate. El o lasă să se desfășoare. Asta trebuie să ținem minte când citim acest pasaj. Nu să ne focusăm pe fiară. Da? Slavă Domnului! că ne descoperă ce se întâmplă în spatele cortinei. Dar noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Dumnezeu e suveran. Ăsta e scopul acestui pasaj. Să ne facă să ne încredem în suverenitatea lui Dumnezeu. Să înțelegem că El e suveran peste toată istoria. Și nu are de ce să ne fie teamă. Să fim încurajați. El o lasă pe această fiară să se manifeste în lume. El i-a fixat timpul, El o lasă să-i biruiască pe sfinți, în sensul că să-i se omoare fizic, și el a dat stăpânire peste tot pământul ca să înșele pe locuitorii pământului. Acum, că avem imaginea mare, hai să trecem prin pasaj, verset cu verset. De la versetul 4 la versetul 10. De primele trei versete ne-am ocupat data trecută când am identificat cine este această fiară. Și finalul versetului 3 se încheie așa. Și tot pământul se mira după fiară. Și continuă, versetul 4 și au început să se închine balaurului. Se mira după fiară și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. E evident vorba de un limbaj simbolic. Nu va zice niciun om, leu cine se asemănă cu fiara? Cine se poate lupta cu fiara? Nu e vorba de așa ceva. E un limbaj simbolic, care vrea să ne transmită un mesaj. Vrea să ne scoată în evidență cât de mare și puternică e fiara asta. Acest sistem lumesc satanic. Pare invincibil. Cine se poate lupta cu ea? Pare invincibil. Și observați că a te închina fiarei e totul una cu a te închina balaurului. Pentru că atunci când te supui acestui sistem lumesc, idolatru, satanic, care te face să venerezi autoritățile și conducătorii lumii acestea mai presus de Dumnezeu, tu de fapt te supui lui satana. Asta înseamnă închinare. Nu înseamnă că îngenunchezi înaintea cuiva. Gestul ăsta de a îngenunchea. E vorba de ascultare. De cine a acelui ei te închin. Asculți de satana, te închinul satana. Asculți de fiara lui satana, te închin lui satana toți oamenii lumii acestea, care nu sunt mântuiți, se închină lui satana. E inconștient, e indirect. Se închină lui satana. Pentru că nu vor să asculte de Dumnezeu și ascultă de Duhul veacului acestuia. De sistemul fals al lumii acesteia creat de satan. Sunt cărmuți de Duhul lumii acesteia. Și astfel se închină lui satan. Și se închină fiarii. Și despre asta e vorba de fapt în tot acest capitol. Despre închinare. Cui te închin, cui te supui, de cine asculți, de ce duh ești călăuzit. Ești călăuzit de Duhul Lumii, de Dumnezeul veacului acestuia, care e satana, sau de Duhul Sfânt. Despre asta e vorba. Versetul 5 I s-a dat o gură fiarei care rostea vorbe mari și hule și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Observați limbajul, da? I s-a dat, i s-a dat. Dumnezeu îi dă această gură și această putere. Dumnezeu îi dă voie, o lasă pe fiară, să spună vorbe mari și hule. Vorbe mari adică laude, aroganțe. Și hule adică defăimări, injurii. La adresa lui Dumnezeu și a poporului său. Ăsta e duhul de care sunt călăuziți toți slujitorii acestei fiare. Toți împărații și toate autoritățile lumii care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Și toți care se supun lor. Ăsta e Duhul de care sunt călăuziți. Se laudă, sunt aroganți, își bat joc de tot ce ține de Dumnezeu, de tot ce e sfânt. Dar vedem că timpul acestei fiare e limitat de Dumnezeu. 42 de luni adică 3 ani jumate biblici, acte 360 de zile. Iar această cifră e una simbolică. Am discutat altă dată pe larg despre asta. Și am zis că reprezintă o perioadă de persecuție. Adică în toată această epoca bisericii, toată această perioadă între prima și a doua venire a lui Hristos, credincioșii sunt persecutați. Acestei fiare îi se dă să dau autoritate să-i persecute pe credincioși. Și bineînțeles să-i înșele pe necredincioși. Asta e lucrarea ei. I s-a dat putere să lucreze. Asta lucrează fiară. Înșeală întreaga lume și persecută pe credincioși. Versetul 6. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Adică, îl hulește pe Dumnezeu, îi hulește numele sau reputația, își bate joc de el cortul sau locașul, și aici ne putem gândi la toate locașurile lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu își manifestă prezența, adunările, și pe locuitorii cerului, adică pe credincioși. Pe scurt, fiara asta urăște tot ce are legătură cu Dumnezeu. Asta e ideea. Și aș vrea să rețineți aici expresia locuitorii cerului. Pentru că imediat după aia, ne vom întâlni cu locuitorii Pământului. E un contrast aici, da? Locuitorii Cerului, locuitorii Pământului. Locuitorii Cerului sunt huliți, locuitorii Pământului sunt înșelați. Locuitorii Cerului sunt cei mântuiți, locuitorii Pământului sunt cei nemântuiți. Rețineți cum sunt numiți credincioși aici. Da? Versetul 7. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască locuitorii cerului, sunt pe pământ sfinții. Cetățenia lor e în ceruri. Da? Și s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Observați din nou acest, i s-a dat, i s-a dat. Fiarei îi se dă voie în toată această perioadă să domine lumea prin înșelarea ei și să-i biruiască pe sfinți. Și aici e un aparent paradox. E o aparentă contradicție. Pentru că în capitolul 15 vom vedea că sfinții ăștia care sunt biruiți de fiară, locuitorii cerului, care sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, sunt de fapt biruitorii fiarei. Așa biruiesc sfinții fiară. Nu îi se supun și sunt omorâți de ea. O biruiesc prin loialitatea lor față de Hristos. La fel cum Hristos l-a biruit pe satana prin loialitatea lui față de Dumnezeu, până la moarte. Tot așa biruiesc și sfinții prin loialitatea sau credincioșia lor față de Dumnezeu și față de Hristos. Până la moarte. Așa sunt prezentați toți creștinii în Cartea Apocalipsa, ca unii care mor pentru credința lor, ca niște martiri. Și totuși, chiar dacă fiara domine lumea în toată această perioadă, aduceți-vă aminte cine e de fapt la tronul lui Dumnezeu. Mielul mielul. Fiara asta nu poate face mai mult decât i s-a dat să facă. În timp ce ea își face treaba, Hristos domnește peste toată creația. El e suveranul Universului. El îi dă voie să activeze în lume, să înșele lumea și să îi omoare pe sfinți. Dar nu îi dă voie să înșele pe sfinți. O distinție foarte importantă nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău. Ei sunt în lume, dar nu sunt din lume. Ăștia sunt sfinți. Ăștia sunt locuitorii cerului. Și ajungem și la versetul 8, care e un verset cheie. Foarte important. Foarte important pe care, dacă îl înțelegem corect și îl reținem, nu ne mai poate duce nimeni cu preșul. Aoleu, în fine, semnul fiare. Aoleu, cipul. Aoleu, aia. Nu ne mai poate manipula nimeni prin frică. Nimeni. Cum fac atâți astăzi pe internet. E plin internet și în adunări. Vine semnul fiare. vine aia lantă. Și o să vorbim și despre astea la vremea lor. Dar dacă am înțeles corect ce scrie în versetul 8, nimeni nu ne mai poate speria sau amăgi. Să ne luăm privirile de la Hristos și să ne îndreptăm privirea la chipuri. Sau la tot felul de prostii. Vaccinuri. Și repet, am mai zis asta. Unde sunt cei care spuneau că vaccinul este mufiare? De ce nu-i disciplinează nimeni? De ce încă activează? De ce încă sunt pastori, predicatori? Pentru că oamenii dorm pe ei și nu le pasă de voia lui Dumnezeu și de Cuvântul lui. Le pasă doar de senzațional. Aoleu ce a zis ăla! Aoleu ce a zis ăla! Aoleu ce vine peste lume! Aoleu! Le pasă doar de filme din astea de acțiune. Nu le pasă de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, ar avea liniște și pace în inimile lor. Și mie, versetul 8, asta îmi dă liniște și pace. Și toți locuitorii Pământului, ei se vor închina. Atenție la cine îi se închină. Și toți locuitorii Pământului. Deci nu va fi niciun locuitor al Pământului care să nu i se închine. Toți îi se vor închina. Atenție mare. Subliniați în Biblie acolo toți locuitorii Pământului. Toți. Nu există niciun locuitor al pământului care să nu se închine fiare. Toți. Nu scapă nimeni. Toți locuitorii pământului se închine fiare. Și cine sunt aceștia? Continu. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeirea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Adică ei n-au fost aleși înainte de întemeirea lumii în Hristos să fie sfinți și fără prihară înainte lui Dumnezeu, cum citim în Efeseni, capitolul 1. De-aia sunt înșelați. Trebuie să ne lărgim privirile. Trebuie să privim prin ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu împarte lumea în două. Locuitorii Pământului, locuitorii Cerului. El nu stă să ne dea detalii aici. Ne dă o imagine de ansamblu a veacului acestuia. Trebuie să privim lucrurile prin ochii lui, cum vede el, din veșnicie. Cine am zis că sunt locuitorii Pământului? Cei nemântuiți cei care nu vor fi mântuiți niciodată. De ce? Pentru că nu sunt scriși înainte de temerea lumii în cartea vieții mielului. Cine se va închina fiare? Toți locuitorii pământului. Și se închină fiare. Poate un om mântuit, un locuitor al cerului, să se închine fiarei? Nu. E imposibil. E imposibil. Și e foarte important să înțelegem lucrurile astea corect. Niciun om mântuit care are numele scris în Cartea Vieții Mierului de la temerea lumii, care a fost ales în Hristos înainte de întemeirea lumii să fie sfânt și fără prihană înaintea lui Dumnezeu, în Hristos și prin Hristos, nu se va închina fiarei. Adică nu va lua semnul fiarei sau numărul ei. Și o să ajungem și acolo. Și vă aduc aminte că fiara asta e activă acum în lume. Cei nemântuiți se închină fiarei acum. Iar cei mântuiți sunt persecutați de fiară acum. Nu e vorba de ceva ce va avea loc în viitor. Trebuie să ne lărgim privirile, să vedem lucrurile astea din veșnicii, prin ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu îi cunoaște din veșnicii pe toți cei ce sunt ai Lui pe toți cei care se vor închina fiarei și pe toți cei care au numele Lui scris pe frunte. Dumnezeu ne arată ce se va întâmpla în toată această perioadă între prima și a doua venire a Domnului Isus. Cei nemântuiți, cei ce sunt pe calea pierzării, fii veacului acestuia, cum mai numește Scriptura, vor fi înșelați de fiară și se vor închina. Cei mântuiți nu vor fi înșelați, dar vor fi persecutați vor fi biruiți de fiară din punct de vedere fizic, nu spiritual. E imposibil ca aleșii lui Dumnezeu să fie înșelați. E imposibil ca aleșii lui Dumnezeu să ia semnul fiare, care e un semn spiritual, nu e nimic fizic. Ei au alți semn pe frunte. Numele mielului și numele tatălui său, care nu e ceva fizic. Și vom vedea asta în capitolul 14. observați ce face diferența dintre cele două tabere. Dintre vasele mâniei și vasele îndurării, cum le numește Pavel Roman 9. Numele scris în cartea vieții Mierului de la întâlnirea lumii. Dacă numele tău nu e scris în cartea vieții Mierului, te vei închina fiarei. Cum știi că numele tău e scris în cartea vieții Mierului? Crezi Evanghelia. Ai crezut Evanghelia. Cum știi dacă ești ales înainte de temerea lumii în Hristos să fii sfânt și fără prihană înaintea lui Dumnezeu? Nu scrie pe capul nimănui. Ești chemat să crezi Evanghelia. Dacă ai crezut Evanghelia, faci parte dintre aleșii lui Dumnezeu. Dacă n-ai crezut Evanghelia, nu faci parte dintre aleșii lui Dumnezeu. Ăsta e limbajul Scripturii. Pentru cine poate să-l primească. Și am vorbit altădată ce înseamnă să ai numele scris în Cartea Vieții Mielului. Înseamnă că viața lui Hristos îți este imputată ție. Vom vedea în Apocalipsa 20 că fiecare om are ca și cum o carte a vieții în care scrie faptele lui. E un limbaj simbolic, da? Iar toți vor fi judecați după faptele lor și vor fi trimiși în Iad. Doar cei scriși în cartea vieții mier lui vor fi mântuiți. Pentru că lor li s-a imputat neprihănirea lui Hristos, viața lui Hristos. Tot ce a făcut Hristos e ca și cum ei au făcut. În momentul în care ai crezut cu adevărat Evanghelia și ai crezut-o pentru că Dumnezeu te-a ales din veșnicie în Hristos, să-ți ofere har, să te facă un vas al îndurării, în momentul ăla ești socotit de prihănit. Ești îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. El te-a scris în cartea vieții mielului înainte de întemerea lumii, dar lucrul ăsta se materializează, să zic așa, în momentul în care ai crezut. Credința ta e consecința alegerii lui nu invers. Repet, ăsta e limbajul Scripturii, pentru cine poate să-l primească. Cine nu, să continui cu ale lui acolo. N-am ce să-i fac. Iar în momentul în care ai crezut Evanghelia, nu doar că ești îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, ești și unit cu Hristos pe vecie. Viața, moartea, învierea lui Hristos îți sunt imputate ție. Când a murit Hristos, ai murit și tu. Când a înviat El, ai înviat și tu. Unde este El acum, acolo ești și tu. Dumnezeu te vede în Hristos. Te vede prin Hristos. Și asta e o învățătură foarte importantă în Scriptură. Această învățătură a unirii tuturor credincioșilor cu Hristos. Și în același timp, foarte ignorată și prost înțeleasă. O să mai vorbim despre ea. Mai ales când ajungem la capitolul 14. Toți credincioșii sunt uniți cu Hristos pe vecie, sunt în El. Asta spune Pavel în Efeseni capitolul 2, de la versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, deci noi nu avem niciun merit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Asta înseamnă să fii mântuiți prin har. Și observați limbajul, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Când am înviat Hristos, am înviat și noi. Dumnezeu ne-a văzut pe toți în El. Noi nici nu eram născuți. Dar pentru că Dumnezeu ne-a ales în Hristos, înainte de întrebarea lumii, să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, ne-a scris în cartea vieții mielului, înainte de întrebarea lumii, în momentul în care am înviat Hristos, am înviat și noi. Trebuie să privim lucrurile prin ochii lui Dumnezeu. Hristos a venit să se dea ca o jertfă de ispășire pentru poporul său. El e marele preot al poporului său, nu al fiecărui om de pe pământ. Iar toți cei ce aveau să creadă și toți cei care au crezut din trecut, au înviat împreună cu Hristos. De-aia a crede că mântuirea se pierde e o mare nebunie. Și nu, ce spune Apostolul Pavel aici, nu are absolut nicio legătură cu Evanghelia după Ioan capitolul 15. Pentru cei pe care îi duce gândul acolo contexte diferite, mesaje diferite. Aici Pavel vorbește de uniunea tuturor credincioșilor cu Hristos. De toți cei mântuiți, care vor fi mântuiți vreodată. Și continuă în versetul 6, El ne-a înviat împreună, ne-a înviat și pe noi împreună cu Hristos și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus. Acolo suntem noi acum, din punct de vedere spiritual. Suntem în Hristos, suntem în al doilea Adam. Hristos e reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu. Pentru ceilalți, pentru cei nemântuiți, Adam e reprezentantul lor. Ei nu sunt în Hristos în locul cerești. Și aședea ședea împreună cu Hristos în locul cerești înseamnă a împărăți împreună cu El. Vorbim altă dată despre asta. De ce a făcut asta? Ca să se arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său. În bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Ca El să fie glorificat pentru îndurarea de care ne-a făcut parte. Pentru Harul Său de care ne-a făcut parte tuturor credincioșilor în Hristos, tuturor aleșilor Dumnezeu în Hristos. Că despre ei vorbește Pavel în context. Nefesenul. Despre credincioși adevărați, care au fost aleși în Hristos înainte de întemerea lumii, care au crezut Evanghelia și au fost pecetruiți cu Duhul Sfânt. Dar să revenim la Apocalipsa capitolul 13. Să trecem prin ultimele două versete pe care le-am citit, versetele 9 și 10. Cine are urechi, să audă. Cine are urechi, să audă, credincioși adevărați, vor avea urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Poate că sună ciudat ce scrie Ioan aici, dar mesajul e foarte simplu. Poate că pare așa că nu are legătură cu contextul. Are mare legătură cu tot ce a vorbit până acum. E vorba de persecuția sfinților. Răbdarea și credința sfinților se reflectă în faptul că ei așteaptă ca Dumnezeu să facă dreptate. Ei știu că cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Ei știu că cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. Ei știu că Dumnezeu va face dreptate. Chiar dacă sunt persecutați acum de fiară, chiar dacă fiara îi biruiește din punct de vedere fizic, acum, ei rabdă și așteaptă judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Asta înseamnă cine duce pe alții în robie va merge și el în robie, cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. E vorba de o judecată dreaptă pe care o va face Dumnezeu. Asta e răbdarea și credința sfinților. Ei rabdă persecuția, nu se răzbună singuri, cum spune și Pavel în romani. Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mâinile lui Dumnezeu. Ei știu că Dumnezeu le va face dreptate la judecată. Aici este răbdarea și credința Sfinților. Sfinții îl cunosc pe Dumnezeu. Sfinții știu că într-o zi Dumnezeu va face dreptate. Și rabdă. Asta e răbdarea și credința Sfinților. Și acum, la final, vreau să fac o recapitulare. Că poate am vorbit de prea multe lucruri și am sărit în prea multe locuri. Care sunt lucrurile importante de reținut. Până acum, din aceste 10 versete, din primele 10 versete din Apocalipsa capitolul 13. 1. Fiara reprezintă totalitatea împăraților lumii acesteia, conducătorilor lumii acesteia, autorităților lumii acestea, care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și persecută poporul său. Asta reprezintă fiara. 2. Această fiară activează în lume acum, I se dă voie să se manifeste în toată această epocă a bisericii. I se mai dă puțină vreme, deși Hristos a biruit -o. În timp ce Hristos domnește peste toată creația de la dreapta lui Dumnezeu. El îi dă autoritate să facă ce face. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l reținem. Toți cei care nu vor fi mântuiți niciodată se vor închina fiarei. Toți locuitorii Pământului. Absolut toți. Adică ei se vor supune și vor reflecta caracterul ei vor asculta de ea. Asta fac încă din primul secol până astăzi și vor face până la final. 4. Niciun ales al lui Dumnezeu, care a fost scris în Cartea Vieții mierului de la Întemeirea Lumii, nu va fi înșelat de fiară și nu îi se va supune. Nu avem voie să tragem astfel de concluzii. Cartea ne spune foarte clar că cei înșelați sunt doar locuitorii Pământului care nu sunt scriși în Cartea Vieții Mielului. Deci niciun ales al lui Dumnezeu nu are de ce să se teamă că va fi înșelat de fiară, pentru că nu va fi. Ei vor fi biruiți doar din punct de vedere fizic. Fiară îi va persecuta, îi va omorâ. Dar aleșii lui Dumnezeu îi vor rămâne loiali lui Dumnezeu până la cap. Și dacă am înțeles corect asta, 70-80% din tot ce găsiți pe YouTube despre finalul vremurilor ar trebui să ignorați. Sunt doar aberații. Menite să scrieți o stare de teamă și de panică. Oh, leu, vine fiara, vine semnul, vine aia, vine aia lânt. și lui Dumnezeu nu se tem de semnul fiarei. și lui Dumnezeu nu se vor închina niciodată fiarei, nu se vor supune fiarei. Îi vor rămâne lui iar lui Dumnezeu până la capăt. Și ultimul lucru, aleși lui Dumnezeu îl cunosc pe Dumnezeu și se încred în caracterul lui Dumnezeu. Și rabdă persecuția. Știu că El le va face dreptate în curând. Astea sunt lucrurile cu care aș vrea să rămânem din aceste prime 10 versete. Data viitoare vom vedea și care este celălalt instrument prin care Satana înșală lumea, pe locuitorii Pământului. Și persecută pe credincioși. Pe locuitorii cerului, pe lui Dumnezeu. Vom vedea cine este a doua fiară și ce face ea. Sau mai bine zis, ce îi se dă voie să facă. Pentru că Dumnezeu este suveran. Mielul e suveran. Acelui ce șade pe scaunul de Domnie și a mielului. Să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.